Ce zici, mă? E, uite și eu bine, mă gândeam la tine. Sper că și tu te gândești la mine, iar în cazul în care nu, stai liniștită, Mihaela, că merge foarte bine, după cum poți observa. 150 de lei asta. Bine v-am găsit, Jadora și mei, la episodul cu numărul 69. M-am gândit intens ce să facem la acest episod. Inițial am zis că fac ceva gen Adidas sexy, dar suna mai libidinos decât arăt eu. După mă gândisem să facem ceva cu încălțăminte porno, dar din nou era și mai dubios. Plus că sigur printre noi sunt 2-3 copii care se uită și era ciudat să le arăt porno fără porno. Gen doar încălțăminte. Așa am scris eu aici. Așa că după mult timp de gândire în ceea ce privește acest episod, ca să nu supăr pe nimeni, am ales o pereche perfect normală. Comentariul săptămânii vine de la omul meu Crash, care ne zice: îmi dai vibe-uri de Bogdan Techeș dacă avea bani de papuși de firmă. În primul rând nu știu cum îți permiți să comentezi cu numele ăla, bă, Crash. Cum se cheamă, Crash? Și în al doilea rând, bă, Drăcea, să nu mă mai bagi în emisiunea asta vreodată, cam și eu demnitatea mea. Mulțumesc, hai pa! Mamă, ce crossover episod a fost ăsta! Hai cu intro! Astăzi discutăm despre cea mai dementă pereche de VaporMax vreodată. După cum probabil știți, VaporMax aia clasii sunt deja destul de văzuți prin societate. De la șmecher cu CLS Second până la bețivii de ultima speță. În sensul că par și de cocalar, dar poți să arate și foarte ok dacă te îmbraci decent. Însă perechea de VaporMax despre care vorbim astăzi este apărută mega recent, bă, și arată haosat, dacă îmi permiteți. Mai exact pe data de 26 martie acest an, la prețul de retail de $200, bă, băiatul. Cât o pereche de Jordan, bă, băiatul, sunt scump rău, dar oare merită? Oare nu merită? Stați aproape. Înainte de toate, haideți să vă zic o leacă despre VaporMax, pentru că e bine să știți. Adică e mai bine să știi decât să nu știi. E mai mișto să fii bogat decât să nu fii. E mult mai tare să fii sănătos decât bolnav. Sigur nu știați asta. Vi le-am zis eu. Prin 2016 a apărut prima pereche ever de VaporMax și le-a distrus creierul oamenilor, pentru că a fost perechea cu perne de aer pe toată lungimea pantofului. Adică e moale și în față, dar și în spate. Ce mi se pare foarte interesant e că inițial se băga cât de mult aer se putea în pernuțele alea. Dar odată cu societatea și cu progresele ei tehnologice... Du-te în p***a mea, crețule, ca la bac la istorie ai vorbit. Oamenii de știință au realizat că nu trebuia băgat aer căcălău, ci, exact ca în cazul anvelopelor, și-au dat seama că există o anumită presiune. Mai exact, o valoare exactă. Și-au dat seama că băgau prea mult din ăla și de fapt trebuie o valoare exactă. Cred că au ceas de ăla ca la vulcanizare, m***lor. În cazul în care vă întrebați cine a inventat partea asta de air de la Nike, îl avem pe omul nostru Marion Frank Rudy, care a fost de meserie inginer aeronautic. Care e o meserie grea de pronunțat, greu de pronunțat. La anumite perechi de VaporMax primești în cutie și un carton din ăsta cu un desen tip sketch, unde ți explică fiecare parte a Adidas-ului. Plus o cărticică unde avem Origins of Air și o mică istorie. Ca materiale nu avem cine știe ce chestii premium, nu avem deloc piele pe această pereche de Adidas. Totul este din materiale sintetice și, realist vorbind, cred că cel mai mult aici plătești tehnologia. Și decât să dai $200 pe niște Adidas, mai bine de banii aia ți iei un iPhone 12 Pro Max de 2 tera. De unde ți iei tu un iPhone 12 la banii ăștia? Am eu un băiat, n-ai tu treabă. În logo-ul de pe limbă la această pereche avem scris VaporMax. Însă e scris exact cum era cool să scrie acum ceva ani și este plin de simboluri masonice din astea care au legătură cu toată istoria Air Max. Mi se pare foarte mișto că avem aici integrate elemente din perechile mai vechi de Air Max. Avem chiar și perechea asta care aduce un fel de VaporMax What The? Dacă mai țineți minte episodul, băgați un ochi rapid dacă n-aveți chef, vă zic eu. What The-ul este o pereche în care se regăsesc elemente de la mai multe colorway-uri ale aceleiași perechi. Bă, ce bine era dacă mă țineam de școală mai bine, totuși. Adică dacă mă țineam de școală cum mă țin de Adidas și eram departe. Eram în Germania, că la mine în școală nu se făcea nimic, eram vai de capul meu. Nu ca acum. Ca să vă faceți o idee, tehnologia Air a apărut în 1978, iar tehnologia Air vizibilă, adică asta, în 1987. De 78 în X87 și s-a făcut vizibilă. În cazul în care deja nu mai aveți răbdare și vă întrebați unde îi puteți găsi, poate vă ajută următorul clip. Ei tu, cine eu? Da, tu. Vrei să-ți cumpere Adidas, dar îți lipsesc niște bani? Da. Ai auzit de emisiunea Kicks and Dix? Cine? Exact, avem soluția pentru tine. Intră pe Sneaker Industry, adaugă o pereche oarecare în coș și adaugă voucherul KD10. Wow, Adidas și care erau 8 milioane acum sunt 2 milioane. Mulțumesc Kicks de Dix. Oricând, prietene, și nu uita, dacă nu știi exact cât înseamnă 10%, site-ul îți calculează automat. După căutări seculare pe internet, am aflat că această pereche de VaporMax este de fapt un mix dintre 7 perechi clasice de Air Max, în care regăsim stilul anilor 90, confortul din ziua de azi și ce mai vrea p***a voastră. Și de la ce vine EVO, mă întrebam eu în timp ce consemnam. A consemna, a trece anumite mențiuni în legătură cu un fapt juridic într-un proces verbal, într-o minută. A înregistra, a însemna, a nota. Merge folosit și aici. Vine de la evolve, adică a evolua, bă băiatul, adică un fel de ce a vrut să zic autorul, că te-a trimis din trecut în viitor. Un fel de asta este forma finală a Air Max-ului, a împrumutat tot ce a fost mai bun de la strămoși și a ieșit asta. După cum v-am zis și mai devreme, această pereche nu bubuie pe materiale, dar dacă aveți noroc îi puteți prinde cu o cutie, care este foarte mișto. Ai și o cărticică, tot felul de chestii extra, din nou, dacă ai noroc să le prinzi, dacă nu, nu. Prețul este destul de măricel la această pereche, dar eu i-am primit de la o prietenă, se știa, mulțumesc din nou. Cred că am aberat destul pe ziua de azi, vă las cu niște cadre, că realist vorbind la ce am vorbit, lăsăm așa. Doar alea mai pot salva episodul. HAOSAT, Sneaker Industry, MyProtein cred că mai avem. XOX. Ce? Fi dat drumul la microfon.